cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook ca de obicei, o discuție astăzi cu Dacian cu președintele USR Plus, despre alegerile de acolo, despre congresul USR Plus, despre șansele întoarcerii la guvernare și, nu în ultimul rând, despre cum rămâne cu reformele promise la început de mandat. Dacian în Cioloș, bună seara, bun venit. Bună bun venit în piața Victoriei. Bună seara, bine v-am găsit. O situație complicată zilele astea în care, înțeleg, în ruptul capului nu vreți să vă întoarceți dacă Florin Câțu rămâne premier. Florin Câțu spune, pe de altă parte, că ar fi un gest irresponsabil să-și dea demisia, deci lasă de înțeles că nimic nu se va schimba. Iar dumneavoastră sunteți puși în situația să votați o moțiune a PSD pentru ca dumneavoastră, cea depusă de dumneavoastră, s-a blocat uh, în Parlament și trebuie repusă în discuție și așa mai departe, îi vine rândul mai întâi celei depuse de PSD. Cum arată tabloul ăsta? Haideți să ne amintim toată povestea. Florin cât a forțat pe ordinea de zi a Guvernului Ordonanță de Urgență pentru a angaja numele României 10 miliarde de euro pentru următorii 5 ani ca să câștige alegerile în PNL, și în aceeași zi, cu această forțare în guvern, cu toate că înțelegerea noastră în coaliție era alta, în aceeași zi a dat afară un al doi la ministru uh, USR Plus, tot așa pe nepusă masă, fără informare, fără o discuție în coaliție. Noi atunci când a fost clar că nu mai putem lucra cu un astfel de premier, care nu are nicio treabă cu coaliția, cu uh, discuții uh, cu partenerii de coaliție, pentru a lucra împreună, că nu-i guvernul lui, e guvernul coaliției, când a fost clar lucrul uh, acesta, i-am cerut uh, demisia și am și depus atunci o moțiune de cenzură. Deci asta a fost la începutul lunii septembrie. Acum suntem la sfârșitul lunii septembrie. De la începutul lunii septembrie până acum au tot fost amânată discutarea și votarea acestei moțiuni pentru că a avut uh, PNL-ul uh, Congres. Deci, uh, irresponsabilitatea e din partea celor care au aruncat țara asta în criză și au prelungit criza asta ca să-și rezolve problemele interne. Acolo e irresponsabilitatea, pentru că dacă Florin Câțu era responsabil și vroia într-adevăr menținerea acestei coaliții, își dădea demisia atunci pentru că... Nu cred că guvernul ăsta stă într-un om sau coaliția asta stă într-un om, să putea găsi un uh, premier, el își putea continua. Așa pare să creadă. Mai mult președintele Johannis așa pare să creadă că această coaliție stă într-un sau, că mă rog, că guvernul stă în persoana premierului, pe care nu am văzut cu toții doar a insistat foarte mult să-l impună președinte al PNL, adică tot ceea ce s-a întâmplat acolo, a, a, trimis destul de clar în direcția asta că președintele insistă și face tot posibilul ca Florin Cîțu să ajungă președintele PNL, a ajuns Florin Cîțu liderul PNL și acum întrebarea e dacă potențat de această reușită o să meargă și mai abitir pe calea asta, că nu mai negociază cu dumneavoastră sau nu. Dar e alegerea lui și alegerea PNL-ului. Noi am fost foarte clar și consecvenți de la început. Nu ne-am schimbat opinia, Uh, am adus argumentele încă de la început de ce nu mai putem continua cu Florin Cîțu, de ce în cazul în care avem un alt prim-ministru putem continua în coaliție, care sunt uh, obiectivele noastre dacă rămânem în uh, coaliție? Noi nu ne-am schimbat opinia de atunci. Eu și văd că Florin Câțu acest, și tot acest eventual nou premier, domnule Cioloș, ca să nu mai repetați niciuna din greșelile sau inducerile în eroare care s-au petrecut până acum, că v-ați înșelat în privința lui Câțu? Va păi fi e... tot un om care să-i convină lui Claus Iohannis. E destul de simplu din punctul nostru de vedere. Trebuie să fie un om capabil să lucreze în echipă. Capabil să înțeleagă că un guvern de coaliție înseamnă să moderez opinii între partenerii de coaliție, înseamnă să găsești un echilibru între deciziile politice luate în coaliție și deciziile pe care tu le asumi ca prim-ministru în uh, guvern, Asta înseamnă, în primul rând, și evident, un premier care să-și asume reformele pe care le avem în programul de guvernare și dintre care o mare parte sunt deja parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, uh, legate de cele aproape 30 de miliarde care ar urma să vină dacă facem acele reforme. Astea sunt elementele principale de la care putem porni pe o astfel de discuție. 0372069599 la Europa FM e numărul de telefon la care vă puteți face auzită vocea uh, și voi. Așa cum știți, Piața Victoriei este și ea deschisă din acest sezon uh, întrebărilor uh, de la ascultătorii noștri. 0372069599 o discuție astăzi cu copreședintele USR Plus, Dacian uh, Cioloș. Mă întorc la această idee a moțiunii pe care veți fi nevoiți să o semnați, sau mă rog, vreți să o semnați, deși ea... Nu, nu, nu mai nu am semnat deja o moțiune. E a dumneavoastră, dar acum o să o votați pe cea a PSD-ului. Păi, Și asta vă, vă face, într-un fel, să păreți la nu. remorca PSD-ului? Nu nu, 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 haideți să înțelegem cum funcționează un parlament, că aici e vorba de un parlament. Eu, un Parlament European, votez uh, proiecte de legi, de regulamente, cu amendamentele pe care le am, ca să-mi ating niște obiective. Asta nu înseamnă că eu sunt în parteneriat cu ceilalți care votează aceste legi, pentru că așa funcționează un parlament. Știți ce critici v-ați atras când cu aur, nu? Deci când aur s-a asociat moțiunii dumneavoastră și vi s-a lipit de către PNL această ștampilă de colaborare cu aur. Sigur. Acum probabil că o să acuzația o să fie, de, deja a început să fie, a, actizează cu PSD-ul acum. Vi se pare că s-a schimbat uh, narativul USR, Plus? vi se pare că noi ne-am schimbat obiectivele, valorile și uh, principiile pentru că lucrăm în democrație și folosim instrumentele democratice ca să ne atingem a aceleași obiective pe care le-am stabilit de la început și mandatul pe care ne l-au dat alegătorii. Deci noi nu avem niciun program politic nici cu PSD, nici cu AUR, nu avem niciun pact semnat, nu avem niciun angajament, -am făcut, nu, nu ne-am asumat nicio obligație vis-a-vis -vis de un alt partid în schimbul, eu știu, a unor voturi, asta e democrația. Într-o democrație ai propuneri în Parlament și le votezi sau nu le votezi în funcție de obiectivele pe care le ai. Obiectivul nostru acum e să plece Florin Câțu ca să putem reseta jocul politic și să vedem dacă într-adevăr PNL își dorește un guvern de coaliție cu USR+, Plus, pornind de la obiectivele din programul de guvernare pe care l-am stabilit. Dumneavoastră, ce simțiți, domnule Cioloș după ultimele întâmplări? Că își dorește cu USR+, Plus, sau că își dorește să fie un guvern minoritar sprijinit de PSD și de aur eventual din umbră? Sincer, mie încă nu mi-e foarte clar cine și cum decide în PNL. Evident că există un birou politic, există un președinte, văd pe de altă parte un fost președinte foarte supărat pe ceea ce s-a întâmplat acolo, cu tot felul de amenințări care știu că are în spate și parlamentar care îl susțin. Ludovic Orban, adică. Da, deci încă mie nu mi e clar de fapt cine ce decide și ce vrea PNL-ul. Pentru că dacă PNL vrea o majoritate, există două posibilități în mare: sau refacerea coaliției Uh, alături de UDMR, împreună cu USR Plus și aici, condițiile noastre mi se par rezonabile și sunt foarte clare. Adică putem face o coaliție, dar nu să stea coaliția asta într-un singur om, că nu e rezonabil. Sau, alternativa să negocieze cu, pe, cu PSD, dacă nu cumva au negociat deja, pentru că am văzut că PSD-ul a susținut PNL-ul să amâne moțiunea de cenzură depusă de uh, USR. Plus. Deci probabil că au negociat mai mult PNL cu PSD și fac acum un joc de glezne uh, ca să dea bine. Deci, bine ar fi să clarifice PNL adică situația. Să vă așteptați că la un exercițiu de imagine al PSD-ului că depune această moțiune urmat, de fapt, de un blat, până la urmă cu Florin Cîțu, adică să vor îmbolnăvi îmbolnă în ziua aia sau să va întâmpla ceva, să blochează lifturile Ama, sincer, și nu mai vin la, la vot? Sincer, eu de la PSD mă aștept la orice. Eu mă aștept la orice de la PSD. O să vedem. Acum au moțiunea lor, presupun că o să voteze, pentru că altfel ar fi ridicol. Și apoi uh, vedem ce se întâmplă, vedem ce o să decidă da, și PNL-ul împreună cu mai devreme ce o vrea PNL-ul. Păi pnl prin vocea lui Câțu, după o ședință de partid și întărit și de un comunicat oficial, a anunțat așa că nu va mai negocia cu USR Plus dacă acesta semnează orice moțiune de cenzură împotriva cabinetului Câțu. Adică cumva Bun, pozițiile atunci par o să, bine asumate atunci și de Atunci o să negocieze cu PSD. Eu l-am auzit spunând că nu va negocia cu niciun partid care votează moțiune de cenzură împotriva lui. Deci nu știu ce îi rămâne. De asta spun că e un hmm. pic incoerent. Ai un pic. Mă rog. E incoerent pentru că nu-mi e clar care sunt soluțiile și ce vrea. Noi am propus o soluție. Florin Câțu să se ocupe de partid, acum, dacă tot e președinte de partid, că probabil e de lucru acolo ca președinte de partid și, și să numească PNL-ul un prim ministru care să fie capabil să lucreze în coaliție. Deci lucrurile sunt simplu, noi spunem același lucru de la începutul lui septembrie, de atunci suntem gata să avem o discuție dacă avem cu cine, să vedem dacă e se întâmplă lucrul acesta. E o variantă ca premierul să vină de la USR Plus, așa cum chiar dumneavoastră ați vehiculat ideea zilele astea? Domnul Șat, sunt multe variante cu premierul. Noi am spus că dacă pnl nu are altă variantă decât Florin Câțu și cum noi nu putem lucra cu Florin Câțu, noi suntem dispuși să punem pe masă și un premier și să pot găsi soluția. N-am făcut-o la mișto asta, n-am făcut-o să glumesc. Important e să existe încredere între parteneri că putem lucra în echipă. Pentru că posturi de responsabilitate politică și în coaliție sunt mai multe. Chiar dacă noi să zicem am avea uh, premierul, uh, sunt multe uh, responsabilități și de Senat și Camera Deputaților în uh, Parlament. Deci uh, și acolo și Parlament are un rol esențial în funcționarea unei coaliții, nu doar Guvernul. Dar uh, hai să nu discutăm despre asta, pentru că am văzut că i-au luat-o foarte uh, personal și agresiv, ca fiind o agresivitate la adresa lor. Eu am pus pe masă mai multe soluții, nu știu, eu am văzut de la ei soluții cu un premier care să nu fie nici de la PNL, nici de la USR Plus, dar să fie propus de PNL. Deci n -avem, noi suntem dispuși să discutăm soluții rezonabile pentru un guvern de coaliție care să funcționeze. Ați fi chiar dumneavoastră personal o variantă, domnule problema. Nu, nu, eu nu eu nu Pentru că ați mai fost premier. Am fost premier, dar acum nu-mi pun problema asta, nu. Nu, nu am pun problema asta. Eu am responsabilități în Parlamentul European, am un mandat acolo, acum am candidat și la președinția Parlamentului și dacă o voi câștiga, mă voi ocupa de... la președinția partidului și dacă mă voi... dacă voi câștiga, mă voi ocupa de, de partid, deci nu-i vorba despre mine aici. Și să fie lucrurile foarte clare. Noi la USR Plus nu fugim după funcții. Cred că am demonstrat lucrul acesta. Noi nu o să negociem înainte de orice o funcție sau o poziție. Noi vrem să negociem un mod de lucru, în primul rând, și niște obiective politice. Și apoi, cum le, uh, cum le îndeplinim, asta e altceva. Practic, din punctul meu de vedere, viitorul guvern, după ce, sper eu, trece emoțiunea, va fi un guvern PNRR. Noi avem un PNRR adoptat, care înregistrează acolo niște angajamente din partea României de reformă pentru următorii patru ani, deci acest guvern are deja, sau viitorul guvern are deja un obiectiv asumat de România cu banii la purtător. Deci avem și reformele care trebuie făcute pe fiecare minister în parte, avem și banii din punctul meu de vedere, premierul și miniștrii care vor veni în viitorul guvern ar trebui să aibă un profil compatibil cu reformele care au fost deja angajate de România în PNR. Dați-mi voie să vă întreb altfel, ar fi chiar de dorit să vă feriți? să fiți premier, ca să nu alimentați suspiciunile de colaborare cu Claus Iohannis. Știu eu de pe niște poziții din astea ascunse, adică că ați mai fost premier, că aveți o relație... Dar eu tot doresc Klaus o Johannes. colaborare cu Claus Iohannis nu ascunsă, pe față, da. pentru că Claus Iohannis da, e da, președintele României... Atunci România. probabil că s-ar suspecta, uite, dacă Iohannis manevrează tot acest joc și l-a instalat pe câțu președinte PNL și ține foarte mult la câțu premier, atunci pe cine va desemna el premier, dacă va fi cioloș, înseamnă că e tot un fel de omul lui. Ar putea exista bănuirea. Da, astea. astea sunt, uh, sunt suspiciuni, teorii ale conspirației. Uh, Într-o democrație care funcționează, uh, președintele și cred că s-a demonstrat lucrul acesta, nu poate lua decizii singur sau dacă încearcă să ia decizii singur, aruncă în aer uh, funcționarea unui sistem democratic. Aici un premier, cum v-am spus, el are deja o fișă a postului uh, care e înscrisă în Planul Național de Redresare și Reziliență cu niște angajamente de reforme. Uh, Ministrii, dacă îi să luăm de la, eu știu, transporturi, sănătate, educație, uh, uh, toate ministerele astea care au investiții, care sunt înregistrate în PNRR, uh, au deja practic niște angajamente și eu să fiu... Uh, eu știu să am o responsabilitate sau să fiu uh, premier, aș alege miniștri compatibili cu, cu aceste obiective. Că deja m-am pune un ministru care e susținut de o filială sau de alta, dacă nu o să poată să livreze reformele, asta înseamnă că România pierde bani și că viitorul guvern pierde niște bani. Deci, ce are de făcut viitorul guvern? Dincolo de urgențe, pandemia uh, uh, și așa mai departe, dincolo de aceste urgențe, viitorul guvern are deja niște obiective trasate. Viitorul Program de guvernare e acolo, în, în PNRR. Eu despre asta aș vrea să aud vorbind PNL-ul cum are în vedere să pună în aplicare acest plan de redresare și ne reziliență ca Ne întoarcem imediat și la reforme banii. pe care aș vrea să le numim uh, pe fiecare, cele mai, mai importante. Uh, le reamintesc ascultătorilor noștri că pot pune întrebări în direct la 0372069599 aici la Europa FM. Cine e mai pro reîntoarcere în, co în coaliția asta de guvernare dumneavoastră sau Dan Barna? Nu facem un concurs uh, aici. Noi avem discuții în biroul național, acolo luăm deciziile. În USR Plus nu ia decizii și nu o să ia decizii de capul da, lui Dar e o temă de campanie că, că tot aveți alegeri și se votează nu. chiar și cred că în momentul ăsta nu. când noi vorbim. Da, dar nu, da. asta nu e o temă de campanie pentru că pe poziționarea externă a USR Plus, externă în sensul, în spațiu politic românesc, noi am avut o. Am avut poziții unitare chiar și în perioada de campanie. Discuțiile de campanie sunt legate de felul în care ar trebui să fie organizat partidul, să funcționeze partidul, să uh, uh, stabilim uh, o legătură mai bună între nivelul central și uh, filiale, mai multă transparență, cum folosim. Uh, resursele umane pe care le avem mai bine, cum implicăm și motivăm mai bine membrii de partid să se simtă partea unei organizații dinamice. Acestea sunt lucrurile pe care le discutăm, dar pe poziționarea politică a USR Plus, cred că ați văzut noi n-am avut diferențe. Da, a fost cineva mai pro ieșirea de la guvernare după episodul Stelian Ion dintre dumneavoastră, Dumneavoastră a fost cel care a insistat nu, aici, mai mult. A, aici am avut am avut opinii diferite în birou național, am schimbat. Știți cum e aici uh, și eu um, uh, vin cu în ședință cu anumite opinii și cu argumente le prezint acolo, alți colegi își prezint opiniile și argumentele, ascultăm argumentele și dacă ceilalți colegi au argumente mai puternice decât ale mele, mergem în direcția respectivă. Deci, nu sunt... Noi nu avem interese ascunse pe care să mergem să le apărăm în structurile de conducere ale partidului să-i determinăm pe celălalt să facă precum vrem noi, pentru că avem niște obiective ascunse. Noi le discutăm acolo. Obiectivul USR Plus, de când s-a constituit această forță politică, a fost să modernizeze România. Și asta se poate face prin reforme. Asta așteaptă oamenii uh, de la noi. Și noi, până acum, din păcate, în guvernul din care am făcut parte, am putut face unele reforme, dar la scară mică, pentru că în coaliție am fost în mare parte blocați de alegerile interne din PNL, care, practic, din luna mai iunie. la da, scară mică, v-aș contrazice aici, nu s-a întâmplat mai nimic. Ba da, s-a întâmplat, întâmplat, da, întâmplat. Păi uitați-vă în uitați la Ministerul Transporturilor prin schimbări de mod de funcționare pe care Cătălin l a făcut, practic. Tot ce putea fi lansat, e lansat, acum și în curs, studii de fezabilitate, licitații pentru proiecte tehnice, lucrări care sunt în curs și se lucrează pe șantiere, la Ministerul Economiei... Asta e sau e fișa postului la unui nu, ministru de al transporturilor păi da, să e fișa apostolului, facă proiectele? E fișa da. postului, dar când ai blocate proiecte pentru că trebuie să faci anumite schimbări, degeaba e în fișa postului, că așa în fișa postului a tuturor miniștilor a fost până acum să facă autostrăzi, dar pe șantiere nu se lucra. La fel, la Ministerul Economiei, Claudiu Năsui a început de câteva luni, de vreo două-trei luni, să pună profesioniști în consiliile de administrație, să selecteze oameni competenți acolo. Vlad Voiculescu și Ioana Mihailă, dincolo de responsabilitățile pe gestionarea pandemiei, au început să pregătească proiecte de spitale. Au, au, avansează din nou proiectele spitalelor regionale. Sunt alte planuri de investiții care sunt prinse acum în PNRR și care au fost pregătite de ei, la fel pentru investiții uh, acolo și alte alte proiecte de uh, Bun, reformă. Da, noi vorbim, vă dau de doar vorbim de digitalizare, vorbim de eliminarea pensiilor uh, speciale Sigur. sau de serviciu sau cum vreți să le numim, de tot felul de privilegii. Vorbim de multe lucruri care uh, cum să spun, n-au legătură doar cu activitatea curentă a unor ministere. Pe păi asta vă spun, că acolo, din păcate, la pensiile speciale, la pensiile speciale, abirante, eu știu, la, la la pensiile speciale da. noi puteam uh, deja decide eliminarea uh, pensiilor primarilor, așa cum am decis eliminarea pensiilor parlamentarilor, pentru că asta trebuia doar o decizie în uh, parlament. Ei, din păcate, colegii de la PNL ne-au spus până după congres noi nu putem lua asta în și discuție asta cu că, avem nevoie că a fost contestată și nu da? e... de asta spun. Da. De asta spun că aici ține de voința politică a partenerilor care, pe care până acum nu am văzut. mă întorc la acest dar acum a să da, revin. Pensiile, reforma sistemului de pensii e un angajament acum al guvernului de coaliție în planul național de redresare și reziliență. Deci e așa zisele milestone-uri, adică pietre de hotar, da. care dacă nu, dacă nu sunt îndeplinite nu vor veni banii. Deci de acum nu o să ne mai putem minți și nu o să mai putem minți uh, susținătorii că vrem să facem, dar de fapt tot împingem până sfânt o așteaptă deciziile respective pentru că dacă nu să luăm deciziile respective, nu o să avem uh, banii. Deci, cred că ajungem la un moment al adevărului și noi asta ne dorim. Deci, noi, dacă ne întoarcem la guvernare, de asta ne întoarcem. Ca să facem uh -huh. acea modernizare a României pe care ne -am, pentru care ne-am angajat Bun, în Bun, uh, tocmai în legătură campania. cu asta, domnule Cioloș, dacă tot vorbim de responsabilitatea rămânerii la guvernare, uh, aveți de decontat și reproșul ăsta, că n-ați rămas să luptați din interior de acolo și că, mă rog, v-ați cantonat foarte mult Dar cu în cine să persoana lui Câțu că, uh, 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 premierul să lupta cu noi, de fapt. Cu cine să ne luptăm? Când era o bătălie între premier și ministrii USR Plus, sistematică. Deci aici, reproșurile, nu știu cine cui le face, pentru că nu noi am împins pornea de zi suplimentară, un proiect așa depozit pe alta care angajează România pentru 10 miliarde de euro. Nu noi am dat afară un ministru al uh, PNL pe nepusă masă, ci un prim-ministru PNL a dat afară doi ministri de la USR+. Plus. Deci, Reproșurile lui Florin Câțu nu mai înseamnă mare lucru pentru că el s-a dovedit ca fi neserios. Dar Reproșuri din partea alegătorilor dumneavoastră ați primit în legătură cu asta. Că eu pe rețelele sociale am văzut destule comentarii de la simpatizanții dumneavoastră care spuneau exact asta. Bun, acum rămâne cu rezistența din munți? adică oameni buni v-am trimis acolo. să fiți în guvern și să ce faceți? Plecați după la primul semn sau n -n la al doilea primul. mă rog, nici la doilea. De frustrare n -n 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 -n. sau de nervi. Nu n-am plecat nici la primul, Prima a fost vreodescu. n am plecat nici la al doilea. Al doilea a fost când uh, s-au tot amânat reforme și a pensiilor speciale și a reformelor în justiție și a eliminării uh, secției uh, speciale și a uh, momentului în care noi am spus acest plan de investiții pentru dezvoltare locală trebuie discutat întâi în uh, coaliție. Deci n-am plecat nici la primul, nici la al doilea și nici la al treilea. Dar când deja îți e dat afară uh, din nou un ministru pentru că nu avizează un proiect de ordonanță de urgență care n-a fost uh, adopt, a, aprobat în uh, coaliție, deja ne-am întrebat ce mai căutăm noi acolo. Adică noi nu suntem acolo doar ca să rezolvăm problemele lui Florin Câțu. Noi nu suntem salvatorul de serviciu al PNL-ului ca să aibă ei doar un guvern și să aibă un prim-ministru care să poată să fie ales la Congresul PNL-ului. Noi nu de asta am fost trimis de alegătorii noștri acolo ca să salvăm aparențele pentru PNL. Deci am rămas până în ultimul moment în care am considerat că putem face ceva, când ne-a fost clar că nu putem face cu acest premier, am spus rămânem, dar schimbați premierul. Noi am fost în ultima ședință de coaliție și am cerut partenerilor de coaliție să retragem sprijinul politic al lui Câțu tocmai ca să rămânem în coaliție și să putem lucra în coaliție. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. 0372 îl salut pe Marius în uh, direct uh, întrebările de la dumneavoastră ascultătorii Pieței Victoriei. Bună seara, Marius! Bună! Bună seara! Mă bucur că am reușit să intru primul cu domnul Cioloș, cum am reușit de, a, de altfel și cu domnul Barna. Vă rog. A fost la, la, la domnul Script. Uh, spunea domnul Cioloș puțin mai devreme că dâns și nu alergă după funcție. Același lucru i-am reproșat și domnului Barna. Nu știu cum aveți dumneavoastră impresia că uh, uh, aveți imaginea în, uh, în media și în societate, dar vă pot spune că eu și alături de mulți prieteni de-ai mei. Am observat că la negocierea a coaliției, parcă se trecea pentru o funcție pentru domnul Barna. Ori vicepremier, care știu că exista o singură funcție de vicepremier, s-a mai încă una ca să aibă și dânsul una, sau șeful camerei deputaților. Asta e imaginea pe care, pe care eu, eu o am din această negociere, din păcate. Și cred că și foarte mulți oameni pe care ați putea să-i convingeți și să continuă să fie susținători dumneavoastră, așa cum am fost eu și mulți alții până acum, nu știu dacă veți mai putea reuși, pentru că asta e imaginea pe care pe ați care a, a lăsat-o. Ca partid mă refer, nu dumneavoastră personal. Da, vă răspund. Vă răspund, vă rog. Deci, când am negociat structura guvernului, noi, U.S.R. Plus, am pornit de la o negociere a programului de guvernare, a obiectivelor de reformă. Și apoi am discutat pozițiile în guvern. Apoi am discutat structura guvernului și pozițiile în guvern. PNL și premier au fost cel care a propus două poziții de vicepremier, pentru că a vrut să aibă în guvern doi vicepremier provenind de la ambele partide partenere în coaliție. Uh, noi n-am discutat, uh, și cum am discutat numele pentru pozițiile respective decât după ce am decis structura guvernului. Deci după ce am decis structura guvernului, am discutat uh, în interior, în USR Plus, cine să ocupe pozițiile respective. Nu era clar la momentul când am discutat de pozițiile de vicepremier, dacă Dan Barna sau altcineva va fi vicepremier din partea uh, USR Plus. Uh, am, Da, să știa uh, că dacă vom lua Ministerul Sănătății va fi Vlad Voiculescu... Uh, Cristian Ghinea uh, și a exprimat interesul pentru Ministerul Fondurilor Europene, pentru că amândoi avuseseră deja această experiență. La Ministerul Transporturilor, uh, la fel aveam pe Cătălin Drulă cu experiență, dar pentru vicepremier, nu. Uh, propunerea a fost a premierului să existe două poziții de vicepremier, una pentru USR Plus și una pentru UDMR, ca să aibă doi lideri, politici din cele două partide alături de el. Deci nu, asta pot să vă, vă confirm, nu s-a negociat poziția de vicepremier pentru uh, Dan Barna și chiar dacă era o singură poziție de vicepremier, era evident că ea revenea USR Plus, pentru că USR Plus era al doilea partid în coaliție după, uh, după PNL. Îi spunem am bună schifte. seara și lui uh, lui Adrian. Sunteți în direct, Adrian. Bună seara! Bună seara, mă bucur că am reușit să intru în vă rog. Îl salut pe domnul Cioloș. Bună uh, seara! Aș avea o observație de făcut uh, referitor la uh, întreaga teză pe care o prezintă PNL-ul ca și când uh, acuzându-se reu pe de o parte că se coalizează cu AUR, pe de altă parte că acum că se coalizează cu PSD-ul, și-a spune că uh, toată această logică e fracturată. De ce? Pentru că Uh, într-o asta ar însemna că nimic nu se mai votează în Parlament, atâta vreme cât uh, niciun partid nu are voie să voteze ceea ce propune un alt partid, atâta vreme cât niciunul dintre partidele de la, din Parlament nu are cel puțin 50%, este logic că atâta vreme cât două partide nu votează un proiect, Așadar, nu se coalizează, așa cum spune PNL-ul, atunci rămâne ca niciun proiect să nu mai fie votat. Mm -hmm. Evident, asta, e, asta am explicat și eu că asta e democrația parlamentară. În democrație parlamentară ai nevoie de o majoritate. Atâta timp cât noi nu facem un compromis, să ne schimbăm fundamental punctul de vedere ca să mergem spre un alt uh, partid, eu nu văd o problemă că avem uh, voturi în, în comun cu alte partide în Parlament. Uitați-vă la câte proiecte de legi au un vot și de la PSD și de la AUR și de la PNL. Sunt zeci, dacă nu peste o sută de acte normative care au fost deja votate de la începutul sesiunii parlamentare, unde PNL a votat alături de AUR sau alături de PSD, e aproape la ordinea zilei. Pentru că și noi n-am reproșat atunci PNL-ului că au votat cu PSD-ul împotriva poziției USR+, Plus, pentru că au fost situații în care... PNL a susținut proiecte de acte normativ ale PSD-ului, chiar dacă ele nu erau un programul de guvernare, dar a fost alegerea lor pe care și-o asumă. Deci faptul că noi votăm anumite inițiative în Parlament care sunt aliniate și cu obiectivele noastre politice, nu înseamnă că avem o alianță politică cu partidele respective. Mm -hmm. Și vă mulțumesc că îmi confirmați și dumneavoastră că ați înțeles exact ceea ce am spus și noi. Trebuie să negociați alte ministere, domnule Cioloș, în momentul în care va ați reîntoarce în coaliție? Adică aici au fost o fel de discuții de la PNL care vrea alte ministere, poate vreți și dumneavoastră alte ministere. Dar întrebarea asta. mea e ce se facă cu acele ministere. Eu tocmai v-am spus, din punctul meu de vedere, pentru viitorul guvern trebuie întâi să ne punem de acord că obiectivul este să punem în aplicare între altele PNRR-ul cu cele 30 de miliarde de euro și cu reforme adiacente pentru următorii 3-4 ani de zile și apoi discutăm despre ministere și care mm. sunt ministrii cei mai bine profilați pentru obiectivele da. respective. Că n-ați da oricum justiția din mână sau fondurile europene, proiectele europene. Eu nu văd, deci în acest moment, încă o dată, nu negociem acum aici la radio structura guvernului și nu transmit eu semnale PNL-ului cum fac ei că ne-ar trebui un minister dacă ei ne dau altul, pentru că nu asta e logica noastră. Dar așa pur și simplu la o primă privire și analiză, nu văd care dintre miniștri pe care i-am avut noi nu și-au îndeplinit angajamentele ca să spunem că trebuie schimbat sau să vedem că PNL-ul să vină să spună, măi, uite, eu am un om care e mai bun decât omul vostru pentru ministerul respectiv. Da. În sensul ăsta am discutat. Scurtă întrebare și de la George, în direct la Europa FM. Bună seara! Bună seara! Vă rog! În primul rând, aș vrea să felicit decizia USR Plus de a nu continua cu actualul premier cred că ar fi compromis și cred că e nevoie de schimbare. Și nu este neapărat o întrebare. Mi-aș dori o schimbare și la USR Plus, a conducerii USR Plus. Uh, pentru că s-au niște decizii destul de le conforme cu statutul partidului s-au dat niște oameni afară care au avut alte opinii și sper și cred că momentan partidul... Ce înseamnă schimbarea și... conducerii? Acum lămuriți-mă un pic că oricum ar fi și ultima întrebare din emisiune despre Dacian Cioloș versus Dan Barna în competiția asta. Conducerea partidului în momentul ăsta e asigurată de amândoi. Atunci care? dacă e o schimbare ar trebui să plece care. amândoi. Nu, nu mă referam la asta. La, să zic oarecum, conducerea lui Dan Barna de până acum înainte de fuziune și sper că Dan Cioloș să câștige și sper că nu va face aceleași greșeli. Mulțumesc, la George. Uh, chiar, platforma lui Dacian Cioloș în alegerile astea din USR Plus pentru șefia partidului. Uh, da, USR Plus e pentru prima dată când are un uh, congres și-și alege conducerea în comun. USR Plus e punerea la oaltă două partide care au fuzionat, USR și Plus. Și până acum, multă vreme, cele două partide au, au funcționat cu decizii uh, în paralel uh, legate de, uh, eu știu, membrii uh, lor. Apropo de ce spunea ascultătorul nostru, uh, USR și-a gestionat membrii, plus și-a gestionat membrii. De acum înainte vom avea decizii în uh, comun. Și obiectivul meu, dacă voi câștiga președinția partidului, va fi să realizăm fuziunea asta de fapt. Să fuzionăm ca un partid unit, unde diferitele orientări sau tabere, cum uh, s-a mai spus până acum, să poată să lucreze împreună. Și, într-adevăr, aici ascultătorul avea dreptate conducerea partidului, nu e asigurată doar de președinte, acum co-președinți, ci și de birou național, unde noi avem acum trei liste care prezintă candidați pentru cei 24 de membri ai Biroului Național. Eu sper să avem un Birou Național reprezentanți ai tuturor celor trei uh, liste și rolul președintelui va fi să se asigure că acest Birou Național funcționează în mod cât mai coeziv și că transmite spir spiritul ăsta de inclusiune și de coerență și uh, la nivel local și între uh, membrii, să nu mai fim în situația în care unii membri sunt excluși pentru delic de opinie sau pentru că deranjează șefii cu uh, opiniile lor, să stabilim uh, ordine, disciplină în modul de funcționare a partidului, dar uh, cu un proces de democratizare internă a exprimării opiniilor, a deciziilor care să iau, astea sunt principalele mele obiective. Deci ce ar trebui să se schimbe ar fi de fapt să nu ajungem în situația în care să rămână facțiunii, nu se plus cum Am orienter, că și la PNL orienter, cu fostul PDL și așa mai departe. Sigur, da. orientări vor exista, dar important e să creăm spațiu de dialog în partid pentru ca aceste orientări să-și exprime opiniile și să putem lua decizii în comun ținând cont de argumentele fiecăruia, să nu mergem pe ideea câștigătorului a totul, majoritatea impune sistematic un punct de vedere minorității pentru că așa vrea ea sau pentru că poate, pentru că noi avem nevoie de un partid unit, de un partid puternic, de un partid care să crească până în 2024, pentru că așa cum vedem situația la PNL acum, tare mă tem că pentru 2024... USR Plus va fi în situația să fie principalul partid pe dreapta în România și trebuie să ne pregătim pentru asta. De aceea, Cioloș, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și celor care ne-au sunat și care ne-au scris pe, pe, Facebook pe curând aici în Piața Victoriei. La revedere! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.